Bă, dedicație pentru Andreea originală, o fac vedetă și pasă. E Alex vedetă de adevărată, le? Bă, devine și Andreea. Ah, mamă, ce am tras-o. Pe gur, fată. Nu, ea nu trage pe gur. Fată se trage pe gur. Bă, gura, tu știi cum avem noi? Intrări și ieșiri. Păi cum? Bă, gura e de halimos, să bagi în glambă. Dar e să și ejectezi ceva. Vorba. Ceva. Curul la fel. Îți dă căcat? Dar poți să-ți bagi și pula. Sau degetul, să te scalpini acolo. Te scalpin și cu mâna, să zicem că nu ești poponar. Păc, păc, păc. Pula e doar de ieșit. Pizda e de intrat și de ieșit. Da, fată. Păi cum? Face pipi. Naște viață. Mai face cât un copil. A, la tine e doar de intrat. Păi tu n-ai prea multe vorbe, doar bași halimos. Și e de ieșit până în curul tău. Căcat mult. Cum pula mea? Da, căcat. Păi cum dracu să mă fut cu tine, cum să-mi bag pula? Că e prea mult căcat, bă, nu-mi intră pula. Fată m-ai pus în imposibilitate totală. Ai prea mult căcat. Și-n pizda ta ce pula mea? Îți dai seama că am văzut suculețe de la multe? Îți dai seama, e prea mult pișat. Cum pula mea să-mi bag pula și-n pizda ta? De-aia te dai tu virgină. De fapt, n-am cum să-mi bag pula. Andreea originală. Păi cum mă faci asta vedetă? Foarte te fac original cum m-ai făcut și după mine. Și cum am făcut aia. A, păi cum? Bă, am câțiva viewer aici pe YouTube-ul meu. O să zică, who is Andreea? Bă, e una care bagă așa, gland. Ce faci? Se uită la câtui, zice, o cecușă. Tiroidiana. Și ăștia i-a zis ce fac. Bă, wow. Și după când se cacă, toți oamenii se cacă. Vorba unui manelist deștept, care de fapt era tehnician. Andreea era de adevărat. Zicea, bă, toți se cacă. Eu ziceam, ce pula mea zice la acolo? Chiar înțelepciune. Cum adică tot se cacă? Da, bă, tot se cacă. Wow, mișto. Și Andreea ce face? Se cacă și ea. Păi dar are drepturi. Că ea zic, bă, n-avem cum să nu-i dăm drepturi, că se cacă și asta. Ne căcăm și noi. Cum demonstrăm că nu ne căcăm? Ne băgăm un dop în cur? Nu că e nasol. Rămâne căcatul noi și explodăm. Și atunci îi dăm dreptul la Andreea. Și asta ce zice? Și bagă de o apocalipsă, ca toți demenții poli. Ce fac ăștia când vor bani? Până vine apocalipsa. Ceva personal sau impersonal, așa, mondial. Păi acum, pula mea. Da! La ora exactă. Știu eu exact. Bă, Andreea, în Biblie zice că doar Dumnezeu știe. Nimeni nu știe. Nici măcar îngerii, nici măcar taci. Deci când vine unul și zice, bă, la ora exactă, s-ar putea să fie unii de ăștia, dar sunt atât de improbabili și sunt foarte excepționali. Deci, Andreea e dat-o în bară. Mi-ai băgat câteva apocalipse
Bă, tu ai câștigat atunci, că ăștia veneau așa disperat și eu mă duceam disperat. Ce face Andreea? Wow! Câteva care te cunoștea mai de mult, a, mă, las-o pe Andreea, ce pula mea, stați de pare, și că asta e râzgâia ta, puli. Și Andreea, bă, m-a dat în fapt. Da, fată, că și tu ai în fapt. Cum adică râzgâia ta, puli? Stai, după aia, eu oricum știam de înainte să-mi zic aia. Dar trebuia să te bag la verificat. Andreea originală. Mamă, cât de șmechere. Mai sunt câteva chestii mai șmechere ca la americani sau ruși sau alții. Că la ruși am văzut ce m-a inspirat ăia. Tarkovski zicea ceva, m-am uitat la un film, opola. Chiar luam serios nebunii. Americanii tot la fel, îi iau serios. La noi chiar e la fix. Sunt câțiva care zic adevărul. Bă, asta e o boală boierească. Atâta zice, trei cuvinte. Păi cum pula mea, ce să înțelegem de aici? Că e răzgâiarea. Bă, sunt și de aia care sunt dilimandroși la cap, nu sunt boieri. Dar sunt ăștia critici. Vreau să mă frec pe lindic, dar nu fac nimic. Wow. Cât e ceasul, e o pulă. Bă, mă duc să mă piș. Deci, reluăm pentru Andreea originală să o las ca să facă figuri și toate pizdele nefutute cum trebuie, că și ele vor să fută, dar vor să fută mișto și nu sunt calmate la căpuț, să le dăm de urlat. Păi de ce? Dacă nu urlă în pula unuia sau altuia, urlă și el. Au dreptul ăsta. Lasă-mi bă pula. Și când au cu stângul în dreptul. Tot. Aia. Deci ce avem noi aici? Andreea originală, tu nu bei așa ceva. Fărească sfântul să pui botul pe așa ceva, că ai beli pula. Și după aia îți dai seama că nu bei nicio pula. Că nicio pulă nu vrea să stea lângă tine. Că tu ești scârbită în stat. E mișto că Andreea originare și o soră mișto. Păi ce a făcut sorsa? Chiar ea zicea Andreea, bă, păi sora mea are copil, are familie, e șmecheră. Wow! De se poate și la tine familie. Dar Andreea original a zis, bă, eu nu sunt ca sol. Oh, ce iar să-mi bapă la. Păi cum? Păi că mi-a doar în pis. Fată, nu te doare. Păi bune, nu te cred că te doare. Hai să vedem, că și la nebunii pulii sunt cazuri când se căsătoresc sau fac cupluri și fac copii și asumă responsabilități. Cât de cât, într-un fel sau altul. Tu ce responsabilități ai? Unii își caută un job, alții, pula mea, creează ceva, pula, se zbat. Unii mai nasc cât un copil, cu riscul nasol, că poate să-l facă de mână la pulă. Dar poate să-l facă normal. Ăia de la stat, da, au anumite drepturi, de adevăratele. Da, Andreea originală. Că l-a născut un copil,
sau aia, la aia, cu băiatul ăla, bă, are anumite, mai ales, nu știu câți ani, 2 ani, pula mea, nu știu, niște milioane de lei. Tu de unde pula mea e milioane de lei? Na, că eu criticam ONG-urile pulii, cu cățelușii de căcat. Bă, dar ăia pare-mi fac ceva. Unii mai puțin, alții mai mult. Deci merit un, într-o câteva fondurile alea. Tu ce pula mea faci? Păi îmi aduc mama și tata ca să stea pe aici. Atâta. Bă, mai sunt fete pe acolo. Mai modeste așa, dar foarte harnice. Nu se pot integra în societate, dar pula. Bă, croșetează, fac pulovere, fulare, alea, le fac mișto. Ca o răbdare, chinul meu. Am tăiat original ce faci. Bă, și sunt unele și ele grase, dar frumoase. Bă, Andreea originală n-am văzut-o nicăieri. Dar sta așa, este ochiul și timpan. Ca vechea securitate. Fată, degeaba știi. Ce faci cu asta? Că i-am zis, bă, ce faci cu ele? Păi vreau să știu. Bine, hai că te-au luat zgudit. Ce părichterul meu. Pe mercalie, pe pula mea. Dă-mi o beli în gura ta. A, că nu vreau așa. A, când te vei masturba, vei visa. Ce... ce știi? Păi, că ăla se fute cu aia. Atâta? Wow! Și că mă cac și mă piș. Bă, și vechea securitate știa ceva. De adevărat. Andreea original. Chiar tu ai zis că ești de căcat, că doar te caci. Cum putem face noi ceva? Trebuie să introducem ceva ca să scoatem ceva. Păi dacă e doar căcat acolo. Hai să-ți mai zic câte ceva, hai că mai am timp. Căcatul e de mai multe feluri, Andreea original. Asta păi cum? Bă, e spărția lui diariel de aia. E dop. Dar trebuie să-ți bagi degetul în cul și alea. Mamă, zis am cât căcat. Că depinde cum fermentează acolo. Și tu știi în colonul ăla? Păi ce? Bă, niște microbi bulangii. Da. În mod real, microbia n-ar trebui să stea acolo. Da, stau acolo și ajută corpul omenesc. Da? Da. Și în mod firesc, să îmbrățișezi un bărbat, să-l pupi, să-l mângâi. Și ceva, asta e dat. Aaaa! Aaaa!